Infarctul miocardic apare ca o consecință a unui cumul de factori. Din păcate, frecvența cea mai mare de apariție s-a mutat în ultimii ani la pacienții cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani. Stresul, fumatul, sedentarismul, prezența altor boli sunt doar câteva cauze care conduc spre infarct. Depinde de ce categorie de vârstă discutăm, ca fiind tânăr. În general, noi eram obișnuiți ca infarctul să fie o boală care să apară în general după 60 de ani. Însă, în ultimii 20 de ani, aș putea spune că frecvența maximă de apariție s-a mutat între 30 și 50 de ani. Și asta datorită cumulului unor multipli factori, în afară de faptul că ducem o viață foarte stresantă, avem o multitudine de factori de risc cumulați în existența noastră, legat de fumat, abuzul de cafea, prezența altor boli care complică, practic, tabloul patologic cu care ne confruntăm și pe care de foarte multe ori suntem tentați să îl minimalizăm și să îl lăsăm netratat sau fără să facem nimic. Și infarctul de miocard, de fapt, este un episod urât, dramatic, care se instalează și care ne complică viața foarte mult. Pentru a preveni infarctul miocardic și bolile de inimă, medicii cardiologi recomandă un stil de viață activ, evitarea stresului, menținerea unei greutăți corporale normale, excluderea produselor de tip fast food, a fumatului și a excesului de alcool. De asemenea, oamenii trebuie să facă un control cardiologic cât mai timpuriu, de preferat între 18 și 25 de ani, și asta pentru a preveni apariția infarctului.